Bun găsit, doamne domnișoarelor și domnilor! Săptămâna asta m-am axat la Azi în Brașov, mai mult pe afaceri, pe mediul de afaceri, pe situații cu care se confruntă. După un 2020 ce ne-a lovit din toate punctele de vedere, încercăm să ne reconectăm, încercăm să ne rebranșăm, cu ghilimele de rigoare, la viața economică normală. Deocamdată nu prea avem șanse de izbândă, dar încercăm. Doamna Daniela Giol, manager de proiect la Camera de Comerț și Industrie din Brașov, este alături de noi. Să rămână! Bună ziua! Bine v-am găsit! Aveți un proiect frumos aici, care are și o denumire interesantă. Performanță prin educație practică. Adică teoria ca teoria, dar practica ne omoară, nu? Așa este. Am ales special acest nume, tocmai pentru a fi sugestiv, pentru a sugera ceea ce dorim noi să facem prin acest proiect. Da, cred că practica este cea care poate să-ți aducă ție ca antreprenor un angajat pe care ți-l dorești, un angajat care să performeze, un angajat care să însemne plus valoare pentru companie. Corect. Noi ne-am gândit în acest proiect nu numai la angajator, să știți, ne-am gândit la toate părțile implicate. Ne-am gândit atât la universități, cât și la studenți și la angajator. Pentru că universitățile au interesul să-și plaseze studenții la finalizare, pentru că atunci crește prestigiul lor și vor fi căutate pe piața universităților, întrucât pregătesc oameni care își găsesc o finalitate, care își găsesc un loc în domeniul lor de perfecționare. Studenții, normal, sunt încântați pentru că ei vor fi angajați și vor fi pregătiți conform cerințelor angajatorului, iar angajatorul, într-adevăr, are foarte multe beneficii, deoarece odată își pregătește forța de muncă la nivelul cerințelor companiei respective, știe că poate să țină legătura cu universitatea pentru a controla permanent și a pregăti programa de practică, curricula, ca să fie adaptată nevoilor actuale și viitoare ale companiei de competențe, bineînțeles, nevoilor de competențe. Da, se discută mult în România ultimilor 25, poate chiar 30 de ani, de oameni care fac o facultate, o facultate care nu îi ajută la absolut nimic, ei nu se pot efectiv apropia de domeniul în care au studiat și asta din diferite motive. Fie că nu sunt locuri de muncă în domeniul respectiv, fie că nu sunt locuri de muncă bine plătite, fie că nu-i mai interesează. Deci sunt foarte, foarte multe elemente care concură sau stau contra, de fapt, vin cumva împotriva a ceea ce omul a studiat. Omul a studiat și a vrut să ajungă, ce știu eu, economist. Și nu își găsește un job care să-l satisfacă. Te mai duci și obligat, forțat să faci bani, dar până la urmă tot clachezi într-un fel sau altul. Cred că aici, și putem să începem cu partea asta de universitate, aici Universitatea Transilvania cred eu că trebuie să fie foarte, foarte bine ancorată în realitate, pentru că altfel, dumneavoastră spuneați că dacă face niște lucruri, îi crește prestigiul. Eu spun că dacă nu le face, îi scade și îi scade dramatic. La partea pozitivă. Acum nu ne referim numai la Universitatea Transilvania, pentru că este clar, proiectul nostru va fi implementat în regiunea centru. Noi ne dorim ca majoritatea oamenilor din grupul țintă, deci majoritatea studenților și masteranților, să vină de la Universitatea Transilvania sau din centrul universitar Brașov. Dar dacă vor fi și alte facultăți doritoare să intre în proiectul nostru, le așteptăm cu mult drag. Acum să revenim la ce a spus noastră. Eu cred că toată lumea știe că avem, din păcate, foarte mulți absolvenți care nu își găsesc joburi în domeniul lor de pregătire și atunci se angajează la Carrefour, la Sela. Am întâlnit și asemenea, au făcut o facultate ca să se angajeze pe o muncă absolut necalificată, pentru că sunt nevoiți să își câștige pâinea. Aceste lucruri se întâmplă nu neapărat numai datorită pregătirii profesionale, ci și datorită contextului în care suntem acum. Dar noi încercăm să reparăm lucrurile din timp, astfel încât în viitor să ne asigurăm o inserție mult mai mare absolvenților de universitate. Acest lucru ce înseamnă? Că acel student termină facultate, este clar că el va fi foarte bine pregătit din punct de vedere teoretic dacă este un student serios. Dar noi ne asigurăm că el este pregătit și foarte bine din punct de vedere practic, pentru că practica a fost asigurată la agentul economic de profil. Acela l-a pregătit conform cerințelor pieței muncii.
are acum competențe dezvoltate pentru momentul actual, dar și pentru viitor. Și atunci, vă dați seama, este mult mai ușor să se facă și inserția, pentru că acel copil face practică în timpul facultății, el deja este pregătit, antreprenorul nu mai pierde timp cu el să-l mai formeze după ce a terminat, câștigă și niște bani din acest motiv, în sensul că nu-i mai pierde cu formarea lui. Și în acel moment toată lumea este mulțumită. Facultatea a format un student care își va găsi un loc de muncă, studentul că și-a găsit un loc de muncă și antreprenorul că a reușit să-l formeze la nivelul standardelor lui cu bani puțin. Este foarte adevărat că universitatea ar trebui să aibă ca principal target pregătirea unor oameni care, știu eu, după licență sau după un master în domeniu să-și găsească relativ ușor un loc de muncă. De asemenea, așa cum ziceam eu la început de emisiune, antreprenorul este și el fericit, care are un angajat sau va avea un angajat pregătit. E o vorbă de prin Biblie, nu? După chipul și asemănarea. Deci trebuie să fie foarte bine ancorat în ceea ce face firma antreprenorului de care vorbeam. Și atunci, bine, eu am văzut destule programe interesante la Universitatea Transilvania. Nu am studiat alte cazuri din țară, dar la Universitatea Transilvania am văzut că au o sumedenie de programe care încearcă să facă exact acest lucru, să calibreze, dacă îmi permiteți termenul, curicula cu piața muncii. Și ei au foarte multe întâlniri cu companiile din jurul Brașovului, cu oameni de afaceri, în așa fel încât studenții să-și găsească relativ ușor un loc de muncă și să fie și ei bine pregătiți. Educația asta practică însă este cea care de cele mai multe ori lipsește. Iar proiectul dumneavoastră cred că va avea pe lângă valoarea asta de care o să discutăm la un moment dat, va avea și o altă valoare. Nu o să o cuantifice nimeni cu siguranță, dar vom vedea că, poate cine știe, statistic vorbind, crește nivelul de trai la Brașov, statistic vorbind, angajatorii sunt mai fericiți, statistic vorbind, universitatea este și ea mai bine cotată. Da, eu sunt convinsă că putem chiar și măsura la un moment dat rezultatele acestui proiect, pentru că noi ne propunem, în primul și în primul rând, să facem o campanie, să dezvoltăm o campanie de promovare în care să-i punem față în față pe cei de la universități cu cei din mediul de afaceri pentru a stabili care sunt interesele comune, pentru a vedea ce avem de făcut de aici încolo. Bineînțeles, vom face și recrutarea grupului țintă în acel moment, pentru că vom ști de unde vom lua studenții care sunt interesați să participe în acest proiect. Vom avea pe urmă un program de consiliere și orientare în carieră. Îi pregătim pe tineri să știe, să-și facă un plan de carieră, să știe ce își doresc în viitor, să știe cam cum trebuie să fie pregătiți pentru a participa la un interviu, care sunt dorințele angajatorului. După ce l-am pregătit, prin acest program integrat, îl trimitem în practică. În practică la agentul economic care și-l dorește și care îi oferă chiar posibilitatea să fie angajat. În momentul în care studentul acela este pregătit, face practica de specialitate pe care trebuia să o facă în cadrul facultății, o face acolo la angajator și dovedește implicare, dovedește inovație, inventivitate, în acel moment noi chiar o să îi și premiem. Vom avea un concurs cu premii în care, la sfârșitul care vom premia pe cei mai buni 25 de studenți. Și la sfârșit de asta vă spuneam că putem cuantifica. Ultimul lucru pe care dorim să-l facem, mă rog, nu ultimul, dar în acest interval de timp pe care ni-l permite proiectul, dorim să facem, să rezolvăm un dialog structurat care să fie permanent și foarte bine definit între universități și angajator, ca în permanență universitățile să-și adapteze curricula, programa de practică la ceea ce dorește angajatorul și angajatorul tot timpul să poată verifica dacă programa corespunde cu ceea ce își dorește el. Iar ca și indicator pe care noi ni-l dorim și care poate fi cuantificat este acela de 86 de studenți angajați sau absolvenți angajați la sfârșitul proiectului. Sunt 245 de studenți și masteranți, da? Și din ei vă propuneți undeva mai puțin de jumătate, nu, din câte îmi dau eu seama, să fie angajați, adică undeva la 37-38%.
Noi ne propunem mai mulți indicatori în cadrul acestui proiect și din cei 245 de studenți chiar ne propunem să oferim șanse egale și celor care se află în mediul rural sau sunt de etnie romă. Deci ne-am gândit și la dânsii. În momentul în care lucrăm cu toți, deci toți studenții vor parcurge absolut toate etapele acestui proiect. Noi ne propunem un minim de 86 de studenți angajați, dar ne dorim ca toți să fie angajați la sfârșitul proiectului. Ne-am propus ceea ce am crezut noi că este real să propunem, dar bineînțeles că vom lucra în direcția de a asigura cât mai multe locuri de muncă și a asigura un sistem care să funcționeze și după finalul proiectului, să fie o sustenabilitate a proiectului. Da, asta, proiectele care încep într-un anume fel, bine gândite, bine structurate, cu siguranță se pot înscrie în linia asta de durabilitate de proiect până la urmă. Pentru că acest proiect sau proiectul din acest moment va deveni obișnuință la un moment dat, va deveni ceva normal, uzual, va mai fi, nici măcar nu va mai avea denumirea asta de proiect. Acesta despre care vorbim noi, performanță prin educație practică, se implementează din 1 octombrie 2020, de anul trecut, până în 31 ianuarie 2023, adică până la finele lunii ianuarie anul 2023. Așa cum spuneam, un număr de 245 de studenți și am, din câte văd aici, este un parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF. Deci, doamnele, sunt implicate în viitorul țării, clar. Doamnele întotdeauna sunt implicate în viitorul țării. Și de la fundamentala sarcină pe care o cunoaștem cu toți, da. Exact, și ne-am ales acest parteneriat pentru că am fost convinși că împreună vom putea realiza ceea ce ne-am propus. Întrucât ambele instituțiile, ambele entități au pârghiile necesare pentru a putea lucra atât cu universitățile cât și cu mediul de afaceri. Da, doamnele, totdeauna se gândesc la foarte multe lucruri și mie, pe cuvânt, îmi face o deosebită plăcere să am emisiuni cu manageri, cu doamne manageri, care întotdeauna au o abordare diametral opusă față de bărbați. Noi bărbații suntem mai pragmatici, un pic vedem lucrurile într-un anume fel și dacă toți suntem la capitolul ăsta, angajăm pe cineva dacă mi se pare că este în regulă. O doamnă studiază cazul mult mai bine, vede ușor în profunzime, pe când noi suntem altfel acum. Da, creșterea oportunităților de inserție pe piața muncii, o piață destul de grav afectată de pandemie. Așa este. Acum vreau să completez puțin la ce a spus dumneavoastră referitor la pragmatismul doamnelor. Și doamnele sunt pragmatice, chiar foarte pragmatice, dar ele se gândesc și ce trebuie să facă să construiască pentru a ajunge la acel pragmatism. Deci noi de aceea în acest proiect dorim să pregătim întâi forța de muncă și apoi să o angajăm. Da, angajarea, da, partea asta cu găsirea unui loc de muncă este extrem de sensibilă și chiar discutam cu un fost coleg din școala generală care nu m-am mai văzut și nu m-am mai auzit de foarte mult timp, care îmi spunea, din nou ne lipsește o chestie pe care l-a văzut-o în America, a trăit mult timp în America, s-a întors în România, dar a zis, ne lipsește o chestie pe care eu au foarte bine pusă la punct și anume consilierea. În momentul în care reușim să consiliem un copil, că vorbim de un copil care este, nu știu, poate în clasa 10, a 11, a 12, să-l consiliem, să vedem către ce se poate îndrepta, către ce are inclinație, către ce nu are inclinație, să-i spunem, nu te du acolo, chiar dacă el poate își dorește, ce știu eu, să devină inginer, dar la matematică, fizică și alte materii exacte stă deplorabil. Trebuie să facem lucrul ăsta pe care nu știu cum. Consilierea asta școlară nouă cred că ne lipsește extrem, extrem de mult. Să știți că aveți dreptate. Deci consilierea trebuie să pornească din școala primară. Se străduiesc școlile să facă această consiliere, dar sunt convinsă că nu au suficient specialiști. Acolo este o consiliere vocațională, pentru că acel copil habar n-are ce vrea să devină, nu știe unde e talentat, ce talente are, ce aptitudini. Noi aici, cu studenții, avem altfel de consiliere. E o consiliere de carieră, pentru că acest student deja este un tânăr care știe ce drum și l-a ales și în momentul în care termină, trebuie să meargă pe acest drum. În cazul în care constată că acel drum nu a fost cel foarte bine ales la început, înseamnă că a pierdut niște ani.
niște ani din viață și deja mai sunt unii care se reorientează, sunt unii care au constatat după o facultate că e nevoie să o facă pe a doua pentru că nu li se potrivește, dar aici deja sunt mai mulți factori care intervin. Consilierea vocațională este obligatoriu să fie în școli, părerea mea este că trebuie să avem mulți mai mulți specialiști să o facem și să o facem cu răspundere, cu implicarea tuturor factorilor și a formatorilor, a profesorilor și a părinților, în primul rând, pentru că ei își ghidează copiii și de multe ori o fac fără să se gândească la viitorul copilului, ci la ce spune vecinul dacă copilul nu are facultate. Știți, cam așa este. În mod normal trebuie să te gândești, copilul meu este talentat la ce este talentat, cum va fi viitorul lui, astfel încât slujba să nu considere o corvoadă pentru el, să-și câștige o pâine, dar bucurându-se în același timp de munca pe care o face. După ce a terminat liceul, deja copilul cam hotărăște singur, dacă cumva are posibilitatea să o facă, pentru că de multe ori hotărăște tot cu datorită posibilităților materialele părinților sau apropierea de casă. Dar de multe ori, totuși, el știe ce vrea să facă. În acel moment devine student universităților. Dacă el este serios, normal că va dori să fie bine pregătit și apoi să găsească un job pe care să-l practice în domeniul de pregătire. Da, găsirea unui astfel de job rămâne, din punctul meu de vedere, marea provocare, pentru că întâlnim și dumneavoastră, cu siguranță întâlnesc și eu, destul de mulți oameni, tineri, până la urmă, până în 30 de ani, 35 de ani, blazați, efectiv. Deci ei se duc la muncă, așa cum spuneați noastră, pentru a-și asigura traiul lui, familiei, dacă este cazul, da, pornim de la individ, fără să se mai gândească la ce ar fi plăcut lui de fapt să facă. Și inevitabil la un moment dat, acum n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar dacă nu lucrează la stat cumva, inevitabil la un moment dat nu o să mai dea randament. Iar patronul lui, antreprenorul, o să observe lucrul ăsta și ori găsesc împreună o soluție, ori pur și simplu îl concediază, pentru că așa se întâmplă. Se întâmplă și în realitate, se întâmplă și în filme, la fel. Dacă el nu dă randament și nu este calat pe ceea ce ar trebui să facă și să facă, evident, cu rezultate cât mai bune, o să sfârșească prost. Iar un astfel de program, de exemplu, bazat pe multă practică, pe foarte multă practică, poate chiar să aducă un răspuns. Mi-am ales facultatea greșită, uite, mie nu-mi place totuși să umblu la mașini sau nu-mi plac CNC-urile, sau, adică ar putea să-i dea niște răspunsuri, chiar dacă uneori ar putea să gândească cineva că e destul de târziu, dar ar putea să-i dea totuși un răspuns. Corect, așa este, cum spuneți dumneavoastră. Și nu numai atât, dacă te duci la servici fără plăcere și faci munca pentru că trebuie să câștigi un ban și atât, niciodată nu o să ai performanță. Niciodată, n-ai cum. Pentru că nu-ți dorești acest lucru, nu dorești să te implici. Noi vrem să conștientizăm tinerii că pot obține performanță făcând ceea ce le place. Și atunci, așa cum spuneți, le dăm posibilitatea să descopere din timpul facultății că lucru practic li se potrivește și că sunt pregătiți pentru ceea ce doresc să facă sau, așa cum ați spus, nu este cazul să urmeze acest drum. Noi sperăm să fie cât mai puțin studenți care să abandoneze, dar luăm în calcul și acest lucru. Este și pentru noi acest proiect o mare provocare pe care ne-o asumăm, dar întotdeauna ne-am dorit provocări. Și bineînțeles că vom avea în grupul țintă mai mulți studenți decât cei 245, pentru că niciodată nu pot să finalizez cu toți cu cei cu care ai început. Asta este. Da, absolut corect. Văd aici ca informație financiară o valoare undeva la 3 milioane, 4 milioane aproape de lei pentru acest proiect, valoare nerambursabilă prin programul operațional Capital Uman. Cred că în sfârșit, din punctul meu de vedere, și noi românii, sau cei care ne conduc destinele până la urmă, se trezesc și își dau seama că uneori un angajator trebuie să ia să-și ia forța de muncă, da, de unde o găsește el, și să o trimite la specializare. Făcând un rezumat rapid financiar, ne dă seama că acești 4 milioane de lei s-ar cheltui, nu știu, în câteva luni de către un angajator care își trimite, nu știu, să zicem în Germania, oamenii la specializare, pentru că aici oamenii ăia n-au apucat să lucreze, oamenii ăștia sunt proaspăt ieșiți de pe băncile școlii și atunci
evident că partea asta practică le lipsește și trebuie să cheltuie niște bani cu ei. Ar fi acești 4 milioane de lei care ar putea fi cheltuiți foarte, foarte bine în acest proiect. Așa este. Bugetul proiectului este mai mare, 4,65 de milioane. În asta v-ați uitat numai la acea contribuție. La partea nerambursabilă. Exact, nerambursabilă. Toate este nerambursabilă, dar din fonduri diferite. Aceasta e din fondul european și cealaltă de la bugetul de stat. Tocmai asta ne bucură pe noi, că putem face lucruri fără a fi nevoie să cerem banii nici universităților, nici agentul economic. Deci lucrurile se pot face din fonduri. Proiectul a fost scris astfel încât să asigurăm cât mai multe activități utile celor cel puțin a două entități, mă refer universitate, că acolo o să fie multe universități și agent economic, iar o să fie foarte mulți agenți economici, dar o să încercăm să facem multe lucruri și pe ei, clar, n-o să-i coste. În final, când vor trage dungă, cum ați spus și neastră, vor constata că au avut oameni la practică, că și-au recrutat forță de muncă, fără bani și că au creat un sistem care va funcționa de aici încolo, care să le genereze profit tuturor. Profit nu neapărat mă refer la bani, ci mă refer și la prestigiu, cum vă spuneam, mă refer la multe alte tipuri de profit. Iar noi o să ne creeze mari satisfacții dacă acest proiect va fi o reușită și sunt convinsă că va fi, pentru că atât noi cât și partenerul nostru avem ceva experiență în derularea și implementarea proiectelor cu fonduri europene, cu fonduri nerambursabile. Da, dezvoltarea asta cred că poate să aducă un ABC. Dacă îmi permiteți, e un ABC aici și ABC-ul ăsta odată învățat de, mă rog, cei implicați. Vorbim de universitate, vorbim chiar și de Camera de Comerț și Industrie, vorbim de CONAF, vorbim de membrii CONAF, vorbim de alte industrii, dacă este cazul. ABC-ul ăsta odată învățat, cu siguranță va da rezultate în viitor. De-aia ziceam eu la un moment dat că va fi greu de măsurat. Putem să măsurăm ceea ce se întâmplă la finalul acestui proiect, să vedem din 245 câți și-au găsit loc de muncă. Poate interesant, din 245 câți au renunțat pentru că și-au dat seama că partea practică efectiv îi îndepărtează de visul lor. Eu am visat altceva, mă duc în altă direcție, acolo unde am visat eu. Și vor mai fi și cei, că nu putem să evităm nici pe ei, cei care vor pleca. Vor termina acest proiect și își vor găsi de lucru în Germania sau în Franța. Vor fi și mai bine pregătiți, vor avea niște puncte importante în CV și nu sunt de neglijat, pentru că în Europa asta unită în care trăim acum, piața muncii nu se mai rezumă doar la România. Se rezumă, sau dacă putem să-i spunem că se rezumă, nu se mai rezumă doar la România, ci este o chestiune europeană. Așa este. Da, le dăm un ABC, așa cum ați spus dumneavoastră, că de fapt ăsta este proiectul. Dorim să creăm un sistem. Dar ce rămâne după proiect este sistemul creat și posibilitatea de a-l folosi ulterior, deci a merge în această direcție. Clar vor fi copii, tineri, studenți, absolvenți, care vor pleca dincolo, pentru că asta este piața muncii. E liberalizată, te duci unde crezi că ți-e mai bine. Dar vrem să vadă că sunt șanse de inserție și la noi pe piața muncii și mă gândesc că un angajator care și-a format un tânăr și este foarte mulțumit de el, îl va și motiva să rămână în acea companie. Deci lucrurile încet, încet vor merge în direcția pe care o dorim cu toții, astfel încât tinerii noștri să nu mai fie nevoiți să plece ca să poată să-și clădească un viitor. Să rămână la noi, să aibă oferte de lucru, dar să fie și ei foarte bine pregătiți. Da, cumva aici ar trebui să se întâlnească lucrurile și sunt convins că în momentul în care un antreprenor vede potențialul dintr-un tânăr, un tânăr care a făcut practică în compania respectivă, un tânăr care evident are și el niște așteptări, un tânăr care este bine pregătit, nici antreprenorul nu se va zgârci. Pentru că știe exact cât, dacă e destul de inteligent, știe exact cât, câți bani va câștiga de pe urma respectivului angajat sau nou angajat. Pe de altă parte, chiar gândindu-ne că pleacă undeva într-o țară europeană, orice om trebuie să ia în calcul mai multe aspecte. Nu plecăm doar cu ideea, da, domnule, mă duc acolo pentru că primesc 1800 de euro salariu pe lună. Din acei 1800 de euro, s-ar putea să te confrunți cu prima problemă și anume cea legată de chirii, cazări și așa mai departe, sume foarte mari
în afara granițelor României, deocamdată sume acceptabile în România, raportate la salariile pe care noi le avem. Oamenii trebuie să pună în balanță lucrurile astea și poate chiar partea asta practică dintr-o companie s-ar putea să-i învețe care e diferența între a lucra aici, în România, a fi la tine acasă și a pleca undeva unde ești nimeni, ești un nimeni, un nimeni bine pregătit, poate, dar totuși un nimeni. Limba nu o să o vorbești ca cei de acolo niciodată, indiferent cât de bine crezi tu că ești pregătit. Nu este nativ și este absolut normal să fie așa. Și o groază de alte lucruri care vin în cascadă. Sună bine că ai 2000 de euro salariu pe lună versus poate 1000, 1000 și ceva în România. Dar atunci când tragi linie, lucrurile nu mai stau la fel. Vă doresc mult succes cu proiectul ăsta. Să sperăm că atunci când trageți linie în 2023, facem iarăși o emisiune și vedem câți au rămas, câți au plecat, câți și-au găsit de lucru din cei 245. Mulțumim mult și noi și răspundem prezent dacă ne mai invitați și la sfârșitul proiectului. Și să, gata, e ca o obligație de-a noastră. Doamna Daniela Giul, manager de proiect, Camera de Comerț și Industrie Brașov. Eu sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT.